Un șofer băut a provocat un carambol vineri dimineața în jurul orei 5 pe strada Gării din municipiul Pașcani. Conducătorul auto a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un autoturism parcat, care apoi a fost proiectat în următoarele. În total, 4 vehicule au fost avariate. Polițiștii veniți la fața locului l-au verificat cu aparatul alcool test pe șofer, care s-a și rănit în urma impactului. Valoarea a fost de 1,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că șoferul autovehiculului ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi acroșat 4 autovehicule parcate. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și distrugere.